Bună! Sunt Mihai și astăzi o să citesc un fragment dintr-o carte cu un doctor veterinar pe nume Au mă doare! Ce nume este acesta? E un nume destul de amuzant, dar el avea o soră foarte rea și animalele pe care le avea el nu puteau să o suporte pe sora lui pe nume Varvara. Era și mai mare și era foarte rea și ticăloasă. Așa că hai să aflăm aventurile doctorului Au mă doare! Să începem! Călătorie în țara maimuțelor. Partea 1. Doctorul și animalele sale. A fost odată un doctor tare cum se cade, care se numea Au mă doare. El avea o soră rea pe care o chema Varvara. V-am spus eu aceste informații. Cel mai mult pe lume, doctorul iubea animăluțele. În camera lui avea iepuri, în dulapul veveriță, în bufet o cioară, pe divan un arici țepos, iar în cufăr niște șoricei albi. Dar dintre toate animalele sale, doctorul Au mă doare îndrăgise cel mai mult rața Chica, câinele Ava, vâcelușul Groh-Groh, papagalul Carudo și cucuveaua Bumba. Varvara, sora cea rea, era supărată foc pe doctor, din pricină că ținea în cameră atâtea animale. Să le alungi numai decât, striga ea. Nu sunt bune decât să facă murdărie în casă. Eu nu vreau să trăiesc la un loc cu făpturile astea hidoase, spune Varvara. Nu, Varvara, nu-s hidoase, zice doctorul. Eu sunt foarte bucuros că le am pe lângă mine. De pretutindeni veneau la doctor să se lecuiască păstori, pescari, tători de lemne, țărani. El le dădea leacuri și toți se îndrăveneau numai decât. Dacă vreun băiețel din sat se lovea la mână sau se zgâria la nas, dădea fuga la Au mă doare și peste vreo 10 minute îl vedea, e ca și când nimic nu se întâmplase, vesel și sănătos, jucându-se de-a prințelea cu papagalul Carudo. Vrea ce cucuvea o bombă, râmbia cu bomboane și mere. Odată, la doctor, veni un cal trist. L-am avut noi fufă cucu, rosti calul încetişor. Doctorul înțelesese îndată că pe limba animalelor asta înseamnă. Mă dor ochii, dați-mi, vă rog, niște ochelari. Doctorul învățase de mult să vorbească pe limba animalelor. Capuchi canuchi, îi spuse el calului. Pe limba animalelor, asta înseamnă, luați loc, vă rog. Calul se așeză, doctorul îi puse o pereche de ochelari și durerea a dispărut ca prin farmec. Ceaca, spuse calul și fluturându-și coada, o porni la trap pe uliță. Ceaca pe limba animalelor înseamnă mulțumesc mult! Curând, doctorul Au mă doare dădu ochelari tuturor animalelor cu vederea slabă. Cum purtau ochelari și caici, vacile și pisicile și câinii, nici măcar ciorile cele bătrâne nu mai zburau din cuib fără să-și pună ochelarii. Pe zi ce trecea, la doctor veneau tot mai multe viețuitori. Veneau broaște țestoase, vulpi și capre, cocori și vulturi. Doctorul Au mă doare îi vindeca pe toți, dar nu lua bani de la nimeni. Doctorul Au mă doare ce bani puteau să aibă broaștele țestoase și vulturii? Curând, în pădure apărură asemenea anunțuri. Doctorul Au mă doare a deschis spital, vindecă de boală orice animal. Le atârnaseră în copaci Vania și Tania, copiii vecinilor pe care doctorul îi vindecase cândva de scarlatină și pojar. Ei îl iubeau tare mult pe doctor și îl ajutau cu plăcere. Capitolul 2. Maimuța Cici. Într-o seară, când toate animalele se culcaseră, cineva bătu la ușă. Cine acolo? Doctorul
Întrebă doctorul. Eu sunt, răspunse un glas gros. Doctorul deschise ușa și în cameră intră o maimuță tare, slabă și murdară. El a așezut pe divan și o întrebă, ce te doare? Grumazul, răspunse ea și început să plângă. Abia atunci doctorul băgă de seama că maimuța avea o funie legată de gât. Am fugit de la flașnetarul cel rău, spuse maimuța și se puse din nou pe plâns. Flașnetarul mă bătea, mă chinuia și mă tăra peste tot după el, legat de funie. Doctorul luă farfecele, tăie funia, apoi unse grumazul maimuței cu o pomadă miraculoasă și durerile dispărură ca prin minune. Pe urmă, băie maimuța într-o copaie și îi dădu să mănânce. Rămâi la mine, maimuțico, spuse el. Nu vreau să te mai chinuiască nimeni. Maimuța era teribil de fericită, dar în vreme ce stătea la masă și ronțuia nucile pe care îi le dăduse doctorul, în cameră năvăli flașnetarul cel rău. Zicând... Dă maimuța înapoi, strigă el, e maimuța mea! Nu ți-o dau, spuse doctorul, pentru nimic în lume nu ți-o dau. Nu vreau să mai chinuiești. Furios, flașnetarul ridică mâna să-l lovească pe doctorul amădoare. Dar doctorul îi spuse netulburat. Să pleci de aici numai decât, iar dacă vrei bătaie, o să-l chem pe câini lava și o să te sfârtece. Ava intră de grabă în cameră și spuse amenințător. Pe limba animalelor asta înseamnă șterge-o, că altfel te sfâșii. Speria flașnetarul o rupse la fugă, mâncând pământul. Maimuța rămase în casa doctorului, animalele o îndrăgiră repede și o botezară Cici. În limba animalelor, Cici înseamnă om de nădejde. Cum a dat ochii de Tania și Vania au exclamat într-un glas. Vai, ce drăgălașă și ce frumoasă e! Mai decât au început să se joace cu ea, de parcă erau prieteni de când lumea. S-au jucat de-a prinselea, de-a vați ascunselea, apoi s-au luat o străi de mână și au dat fuga pe țărmul mării, unde maimuța aia învăța dansul vesel al maimuțelor, care pe limba animalelor se cheamă Tchela. Doctorul Omădoare la lucru. Zi de zi, la doctorul Omădoare veneau fel de fel de animale bolnave. Vulpi, iepuri de casă, foci, măgar, pui de cămilă, pe unele le durea burta, pe alții dinții. Tuturor, doctorul le dădea doctorii și toate se înzdrăveneau numai decât. Odată, la Omădoară veni un ied fără coadă și doctorul îi cusu o codiță nouă. Pe urmă, din adâncul pădurii, veni o ursoaică plângând, se tânguia jalnic, gemând și scâncind, căci îi intrase laba într-un ghimpe foarte mare. Doctorul scoase ghimpele, spălă rana și o unse cu pomada lui miraculoasă. Durerea trecu ca luată cu mâna. Ceaca, strigă ursoaica și porni voia să spre bârlog, la ursuleției. Pe urmă, la doctor veni târându-se cu greu un iepure bolnav, care abia scăpase din ghearele copoilor. După el veni un berbec beteag, care răcise rău și tușa. Apoi veniră doi pui de găină, care aduseră un curcan intoxicat cu ciuperci otrăvitoare. Tuturor doctorul le dădu doctorii, cu toții se înzdrăveniră pe loc și îi spuseră doctorului Ceaca. Târziu, când bolnavii plecară, doctorul auzi un foșnet dinspre ușă. Intră, strigă doctorul. În cameră intră un fluturaș trist. Aripioara mi-a marsă lumânare. Ajută-mă, doctore, o mă doare, căci aripioara tare mă doare. Doctorul îi se făcu milă de fluturaș, îl luă în palmă și îi cercetă îndelung aripioara arsă. Apoi zâmbi și zise vesel. Nu te întrista, fluturaș.
și scule pe scăunaș. Iuțiu-i coase din mătasă, o aripioară frumoasă, nou-nouță, tot micuță și pestriță. Zicând acestea, doctorul se duse în camera vecină și a adus de acolo un mădar întreg de petice, de catifea, de atlas, de bumbac, de mătase în cele mai felurite culori, albastru, verde și negru. Doctorul scotocea de lung printre ele și, în sfârșit, alese un albastru deschis cu picățele purpurii și, mai decât, croi din el cu foarfecele o aripioară de toate mândrețea, pe care au cus-o în locul celei arse. Luturașul a mulțumit, luându-și zbor fericit, spre poiană din pădure, cu fluturi și libelule. Iar de la fereastra sa, Omodoară îi spuse așa: zburdă și se vestelește, dar de flăcări te ferește! Uite așa și petrecut doctorul toată ziua îngrijindu-și bolnavii până seara târziu. Sfârșindu-și treburile, se culcă pe divan și a dormit mulțumit. Și visă urși albi, cerbi și morse. Deodată cineva a bătut iar la ușa lui. Crocodilul, capitolul 3. În orașul în care locuia, doctorul era un circ, iar la circ se află un crocodil mare. Acolo îl arătau oamenii pentru bani. Pe crocodil doreau dinții și veni la doctorul Omodoare să-l vindece. Doctorul îi dădu un leac miraculos și durerea îi trecu ca luată cu mâna. Ce bine aici la dumneata, spuse crocodilul, privind de jur împrejur și lângându-se pe buze. Atâția iepurași, păsărele și șoricei, ce grăsuți sunt și ce îmbietori. Dă-mi voie să rămân la dumneata pentru totdeauna. Nu vreau să mă întorc la stăpânul circului. El îmi dă mâncare proastă, mă bate și mă chinuiește. Bine, rămâi, dar bagă de seamă, dacă mănânci vreun iepuraș sau vrăbiuță, o să te alung de aici. Bine, spuse crocodilul oftând. Promit să nu mănânc nici iepuri, nici veveriță, nici păsări. Și crocodilul rămase în camera doctorului. Era foarte liniștit, nu stingerea pe nimeni, stătea lungit pe sub pat și se gândea într-una la frații și surorile lui care trăiau departe, departe, în Africa cea caldă. Doctorul îl îndrăgise pe crocodil și deseori stătea de vorbă cu el. Dar varvara cea hăpțână nu îl putea suferi și cerea doctorului mânioasă să-l alunge. Nu vreau să-l mai văd, strigă ea. E așa de urât, cu dinții aia mari și ascuțit, nu mai stricăciuni face. Ieri mi-a fulecat fusta verde de pe fereastră. Foarte bine a făcut, zice doctorul. Ale trebuie puse în dulap, nu lăsați pe fereastră. Din pricina nesuferitului crocodil, continuă varvara, oamenii se tem să-ți se mai calce pragul. Vin mai sărăntoci, de la care nu iei niciun ban. Nu vezi că am ajuns sărat și nu mai avem nici cu ce cumpăra pâine? Nu-mi trebuie bani, răspundea doctorul Omodoare. Mă simt foarte bine și fără bani. Animalele o să ne hrănească pe amândoi. Capitolul 4. Prietenii îl ajută pe doctor. Varvara spusese adevărul. Doctorul nu mai avea nimic de mâncare. 3 zile a răbdat de foame. Terminase toți banii. Animalele care trăiau în casa doctorului băgară de seamă că nu mai are ce mânca și începură să se îngrijească de hrana lui. Cocovea bumba și purcelușul groh-groh încropiră o grădină de zarzavat. Purcelușul săpă pământul curâtul, iar cocovea bumba semănă cartofi. Vaca aia aducea zi de zi, dimineața și seara, lapte. Găina aia aducea ouă. Și tot începură să-l ajute pe doctor. Câinele Ava mătura dușumelele
Tania și Vania împreună cu maimuța Cici. Îi aduceau apă de la fântână. Doctorul era tare mulțumit. Niciodată în căsuța mea n-a mai fost atâta curățenie. Vă mulțumesc tuturor pentru grija pe care mi-o purtați. Copiii zâmbiră bucuroși, iar animalele răspunseră într-un glas. Carabuchi, marabuchi, buu! În limba animalelor asta înseamnă, cum să nu te ajutăm, doar tu ești cel mai bun prieten al nostru. Iar câinele Ava linse pe obraz zicând, abuzo, m-abuzo, bah! În limba animalelor asta înseamnă, nu o să te părăsim niciodată și o să-ți fim tovarași credincioși! Sper că v-a plăcut fragmentul. E destul de mare cărticica, dar pot să vă citesc oricând vreți. Și eu sper din tot sufletul să vă placă. Și la revedere! Dacă v-a plăcut, să-mi scrieți pe comentarii. Și la revedere! Hei! V-a plăcut ce am citit astăzi? Dacă vreți să vedeți și povești ce am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul meu!